După o urcare de 8 poziții în ultimii 3 ani, Moldova a ajuns să ocupe locul 97 din 180 de țări incluse în clasamentul mondial al libertății economice, elaborat de Fundația Americană Heritage și revista The Wall Street Journal, datorită ascensiunii sale și cu un scor de 59,1 puncte dintr-un total de 100, țara noastră a ajuns într-un grup format din 63 de state, ale căror economii sunt apreciate moderat libere. Ce ține de clasamentul mondial, conform rezultatelor sale, Moldova depășește țări ca Rusia sau China, dar se clasează abia pe locul 40 din 44 de state de pe bătrânul continent. Astfel, în opinia autorilor raportului, economia Moldovei rămâne încă dependentă de remitențele emigranților și de sectorul agricol. Menționăm că țările vecine, România și Ucraina, sunt plasate pe locul 42 și respectiv 147 în clasamentul general al raportului.